opera sa este extraordinar de actuală și în zilele noastre. Ne face plăcere să citim și să vorbim despre asemenea personalitate. Am să adaug și eu câteva cuvinte față de ce a spus doamna Silvia Stătilă. Am să completez cu ceva și pentru început am să adaug și câteva date privind activitatea lui Caragiale. Ioluca Caragiale, cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români, juvenist, cantetar, poet, scriitor, director de teatru, comentator, politic și ziarist român, a fost membru în post-mortem al Academiei Române, fără să termine niciodată liceul, recunoscut pentru operele sale, dar și adesea criticat, de exemplu, pentru drama Năpasta, pentru care a fost acuzat de plagiere, în urma care a fost un proces mare pe care l-a câștigat sub avocatura, dacă să spun așa, avocatul Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Și deci considerat. Caragiale s-a născut lângă Ploiești, în satul Caimanale. Astăzi Ionuca Caragiale, care face parte din județul Dâmbovița, născut pe 13 februarie 1852 și a murit pe 9 iunie 1912 la Berlin, Germania. A avut 3 copii, Mateiu Caragiale, Caterina Logariu și Luca Ion Caragiale. Se știe că a fost căsătorit cu o cântăreață, o artistă, cu care a trăit un an de zile. S-a despărțit de ea, dar nu a divorțat niciodată. A fost îndrăgostit de mai multe doamne, dar a avut familia cu care a făcut acești copii, inclusiv cu Maria Constantinescu, cu care a avut de Matei Caragiale. Copil fiind, a fost un copil crescut liber, un mahalagiu, cum spunea George Călinescu, care, deși foarte deștept, nu a reușit să-și termine liceul. În 1870, copilul a ajuns copist la Tribunalul Prahova și la Teatrul Național, apoi suflor a trupei Pascali, începând cu stagiunea 1871-72. Am să trec doar așa fugitiv câteva în activitățile sale. Debut în cariera jurnalistică la Gazeta Liberară, Alimentorul Liber, a apărut la 23 ianuarie 1975, după ce colaborează în 1974 cu Ghimbele, apoi corector, cu mână liberă, cum spunea Călinescu de asemenea, la Unia Democratică 1876, Caragiale petrecându-și mai tot timpul în tipografie. Colaborează la Națiunea Română, unde devine co-director, cu reportaje despre război și la platforme cu articole umoristice. După o scurtă colaborare la România Literară, ca foaietonist, Caragiale intră la timpul colegul Eminescu și Clavici. De ei se retrage în anul 1981 și colaborează la diverse publicații în continuare. Ia poziții în legătură cu răscoala din 1907, recunoscând necesară reprimarea. Trebuie stins focul. Mai încape vorba, că în moment studiat de Caragiale ajunge la concluzia că reprezintă o rațiune latentă, anume exploatarea țăranilor de către arangași în majoritate străini, numindu-i Eminescu, numindu-i pădura superpusă, iar Caragiale, în concluzie, că trebuie înlăturată casta de strânsură, cum numește el, și întemeiat un regim de reprezentare reală a țării. Dar opera sa este foarte profundă, prin oglindirea exactă a vremurilor trăite. Într-o 1881-84 este revizor școlar, de la Neamț și Suceava, mai târziu în Argeș și Bălcea. O vreme, mult mai târziu, funcționar de la regia monopolului. Se îndrăgostește, după cum a spus și de Maria Constantin,
directorul Teatrului Național în perioada 1888-89, unde se poartă aspru cu actorii, îi bruschează cu un limbaj necunoscut de aceștia. Caragiale este un mitocan, cum numea Călinescu, la fel ca și de la Brașa. Ambii fiind niște plebei subțiri care își perfecționează stilurile, astfel Caragiale în direcția fantasticului și al sarcasticului. În schițele sale pune personajele sale tragice să vorbească în stil caricatura din unde dracul s-a băgat și, fiindcă ne-am întâlnit după spuse lui Călinescu, Caragiale și-a compus o mască sub care se ascunde. Opera sa, care prin particularitățile ei o face unică în teatra română, este construită pe trei niveluri diferite: comic, tragic și fantastic. Ultimele două universuri, tragic și fantastic, se întâlnesc în operele care sunt unice în contextul literaturii naționale și internaționale universale. O Pătrie de Paști, Păcat, La Pomul lui Mărțoară, Carul Dracului și altele, în timp ce nota comică se face simțită în schițe, domnului, vizita telegrame, mulică, în comedii de moravă și caracter, O Scrisoare Pierdută, O Noapte Furtunoasă, în Românirea Pașii cu Reacțiunea și Farsa, dacă iată ce scria, ce îi scria lui A. Mive Alexandru Urechea despre Schițe Nouă, un volum de povestiri fantastice. Urechea a fost fondatorul Academiei Române, o paranteză. Povestiri fantastice, cum sunt Chilă Iandrea, Cavul Dracului, Pastrana Trufanda, Abucasan, în care orientalismul este un balcanism. Caragiale încearcă un balcanism artistic de limbaj și atmosferă, în care marca o evoluție de la tehnica dramatică la epic. Caragiale se află acum la Berlin, unde apare ca nemulțumit de tot ce se întâmplă în jurul lui, pleacă la Berlin, unde apare ca scriitor romantic și fantastic, în care basmul de rit oriental este prezent în creația sa. Rădăcinile sale fantastice făcând parte din creațiile sale. În Caragiale și-a oferit dracul doi spirituși, realistul din momente și schițe și epicul din nivele și povestiri. Citesc, scriu, șterg, iar scriu, un scriitor trebuie să fie onest cu scrierile sale. Și a citat, am căzut rău în patima poveștilor, cred că n-am să mai scriu teatru. Închid citatul. Deci mă pune lui Zari Popor să citească basmul la Leipzig. Perioada berlineză marchează în schimbarea, măcina de dorul de patrie, sub influența lui Anatol Franz, redescoperă copilăria prin basme, rememorează copilăria cu personaje neoromanești. Citesc, am spus-o cu toată ființa mea, eu scriu despre viața mea. Încheia citată. În proza fantastică, la Hanul Mărțoară, de exemplu, lui Mânjoară, citat mânjăloaie, prin expresiile folosite, e ceva necurat, o fi făcând farmece, vânt puternic, o mobildeață cu arătare, o căpriță neagră, prima merge în sens invers și altele, Caragiale realizează o atmosferă cețoasă, o lume incertă, atrage atenția asupra avatarului și a erotismului. În basmul simbolic, Carul Dracului creează o atmosferă plină de magie. Bătrâna cerșetoare, care este zâna de fapt și plăcăul care e un drac, pleacă la plimbare între nopții până în zori, ajungând la fântână, aici apare elemente supranaturale, coarne, codiță. Caragiale apelează la ideea de a transporta pe Belfacor la București, ceea ce constituie neașteptata creația novelei, după Belfacor, nemuritorului Machiavelli. Reacțiunea învârtindu-se în jurul istericarelor, demonstrând că femeia este mai rea decât dracul. Eroinele stârnesc un adevărat focul de râs. Autorul se identifică cu eroul, în care își găsește un loc de ordine, la Berlin. Avantajul de cunoaștere a mai multor din străine îl face să
să vin acolo. Nevoastră mea în grădinile Orientului, un timp de Mahalaciu fantastic în lumea Orientului, scriitorul un epicurian, spune să mănânc, să beau ceva cu prietenii, nu singur. Procesul de emitizare al bazmului, dragostea de viață și de oameni, și pentru oameni, în estematele lăsate